Tinerețe. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 1 Timotei 4,12. Tinerețea are frumusețile și avantajele ei, dar și riscurile sunt pe măsură. Idealismul și speranța tinereții sunt lucruri pe care oricine și le-ar dori, dar lipsa de experiență și de credibilitate sunt dezavantaje ale tinereții care cer o compensare atentă. Despre lipsa de credibilitate vorbește aici Pavel cu Timotei. Din cauza tinereții sale, Timotei se afla în situația de a nu fi respectat într-o societate gerontocratică. Pavel plasează asupra lui Timotei responsabilitatea de a contracara desconsiderația din partea celor mai în vârstă și cu mai multă experiență. Timotei putea face câteva lucruri înțelepte pentru a-și consolida poziția în fața bisericii și a societății. Pavel enumără câteva dintre domeniile în care tânărul său colaborator trebuia să manifeste grijă deosebită. În primul rând, pastorul apostol junior trebuia să se străduiască să devină model de comportament și manifestare. Apoi, trebuia să vorbească îngrijit și să fie atent la pronunție și la semnificația corectă a cuvintelor. Neologismele trebuiau plasate la locul lor și să nu facă totuși risipă de termeni noi. Echilibrul dintre arhaismele și neologisme avea să-l ajute să se adreseze deopotrivă și tinerilor și vârstnicilor. Avea nevoie de respectul tuturor. După atenția în vorbire, Timotei trebuia să acorde importanță exprimării adecvate a iubirii față de fiecare categorie de vârstă, în mod aplicat și cu bună cuvință pentru a nu fi greșit înțeles. Credința și puritatea sufletească aveau să întregească seria de repere pe care tânărul ucenic maestru trebuia să le controleze cu dragoste și pasiune. Respectul celorlalți avea să-l recompenseze generos. În care din domeniile de mai sus am încă de lucrat pentru a le putea administra confortabil?